M-a pus pe un teren de mini fotbal și o simplă roată cu provocări m-a decide mie și lui Robițu soarta. Hai să-i dăm drumul, băieți. Regulile sunt simple. O să jucăm Miuța, dacă nu știți ce e Miuța, căutați pe Google sau vă explic eu chiar acum. Deci fiecare trebuie să atingă mingea de două ori în propriul lui careu, careul lui Robițu, careul meu, și trebuie să dăm gol. Cine primește gol trebuie să învârtă această roată cu provocări și va primi o provocare. Nu uitați să stați până la final să vedeți ce provocări nebune am pus aici și fără alte introduceri. Hai să-i dăm drumul, dați un like, pa, pa! Băi, stresați în fiecare câte două atingeri, hai să-i dăm drumul. Hai, băieți, după cum ați văzut, e 1-0 pentru Robițu, deci trebuie să învârtim roata și să vedem ce ne pică. Haideți, băieți, uitați aici roata. Am învârtit. Uitați și voi. Ce-a picat? Vai de capul meu, vă rog, Robițule. Ce scrie aici? Ștergi canalul de YouTube. Băieți, din păcate, v-am dezamăgit. O să-mi șterg chiar acum canalul de YouTube. Să nu mai apare clipul ăsta. Gata, băieți, îl șterg acum. După ce apare clipul ăsta, o să mi-l șterg, băieți. Uitați, gata. Nu, glumeam, băieți. Hai să mai învârtim o dată, pentru că asta, cum se pare corect, trebuie să fac și o provocare reală. Uitați, băieți. Vedeți? Am învârtit. Și ce? Următorul meci fără pantofi. Nasol pentru mine. Asta e, băieți, ne dăm jos Adidas și de fotbal. Acum hai să vedem ce iese. Băi, să știu, după cum puteți vedea, acum sunt desculți, pantofii mei de fotbal sunt aici. Dă-mă, și acum... că mi-i dau și eu jos asta. Ia uitați, băi, și eu mi-am dat jos. Gol, direct! Băieți, asta a fost mai rapid decât mă așteptam. I-am dat golul Robițu. Și acum... se pare că el trebuie să învârte roata. Prost eu, că mi-a dat să-mi dau și jos, ia. Hai, învârte de roată, apasă. Ia, ce pică, ce pică, ce pică. Promovare gratuită, deci tu, ia vino aici, Robițule, încoace la... Tu trebuie să faci o promovare pe Instagram, pe YouTube, pe ce vrei. Deci îmi face Robițu chiar acum o promovare pe canal, pentru că după cum ați văzut, am câștigat o promovare gratuită de la el. Dacă vă uitați la acest clip și sunteți abonați de la Robițu, vă mulțumesc foarte mult că v-ați abonat. Haide, Robițule! Toată lumea vreau acum să dea subscribe la Ștefu, uitați acolo, camera a fost provocat, aveți aici lucru. Să facă și el 300 până se dele un an. Corect, corect. E bun, e bun. Mă gândi cu asta. Gata, mă, se pune. Eu zic că e corect. Dacă tot. Haide, hai. Subscribe. Mai jucăm un meci fără Adidas pentru că asta a fost prea ușor. Hai să vedem ce iese. După învârtim roata din nou cel care pierde. Bă, băieți, mi-a dat Robițu gol fără papuci, fii atent. No! Băieți! Mi-a dat Robițu gol fără papuci, fii atent. Ia, vino aici. Din păcate trebuie să învârt de roată. N-am ce să fac. Haideți, băieți, învârt de roată. Și... suni o vedetă. Da. Băieți, trebuie să sună o vedetă. Vedeta ce se pune? Peste câți followeri? 5.000. 5.000? Cristi. Cristi. Sau încearcă ceva mai mare. Încerc pe... pe cine să spun? Pe Tudor Buțan. Aha! E răspunde, mi-a adus-o-mi eu. Băieți, acum o să-l sun pe Tudor Buțan. 3, 2, 1... pe video, uitați. Dar de ce nu... Tudor n-a răspuns, asta e. Hai să-l sunăm pe Cristi YouTube, cel cu care am făcut clip acum. Bă, lasă-mă pe video. Nu pot. Ce faci, Cristi? Alo? Salut, sunt eu, Ștefu. Uite, deci am primit aici o provocare, că fac un video cu un băiat. Să sun o vedetă, sau un YouTuber, sau cea. Și vreau să salut aici camera. Par, băi.
Mersi, mersi că ai răspuns în primul rând. Avem aici un video să apară săptămâna viitoare și am vorbit de o roată și treia să sună un YouTuber ceva. Mersi mult. Hai. Ne mai auzim, papa. Băi, și la un important lucru, l-am sunat pe Cristi, bine că a răspuns, sunt foarte fericit acum. Acum hai să ne punem papuci înapoi și să mai jucăm. Cât e scorul? 2-1 pentru tine? Primul la 3. Primul la 3, hai să vedem, băieți. Gol! Nu se poate așa ceva, băieți, să nu da gol. Este scorul 2-2. Acum Robițu va trebui să primească provocarea. Și ce să fac, scheme. Cine ajunge primul la 3, se pare că o să câștige. Și celălalt va primi o provocare supremă. Hai să vedem. Deci băieți, avem aici, asta am învârtit eu. Hai, învârte tu. Să se vadă la cameră. Ce zice? 50 de lei. 50 de lei. Deci Robițule, tu trebuie acum să-mi dai 50 de lei de la tine din portofel. Hai Robițule, scoate banul gros. Uitați, băieții, fac acum iar o promovare, că mi-a dat bani aici, ce să fac? Uitați, ăștia-s banii, buzunar aici. Haideți să trecem la ultimul gol, domnul cer din urmă, să vedem ce provocare primește cel care pierde. Uite, asta nu o punem pe clip, dar... Nu se poate așa ceva! Mamă! Băieți, hai, lasă, hai, mai facem unul. Afăr, băieți. Hai, dă-te acum gol de gol. Hai că... Băieți, sunteți bine? Hai, chiar te vină. Sunteți bine, băieți? Băieți, sunteți bine? V-a lovit Robițu, din păcate. Băieți, pentru asta Robițu va trebui să ia o provocare, dar și eu până la urmă, că el mi-a dat gol în golul. Deci luăm ambii o provocare. Hai. Două provocare, hai să vedem. Robițu v-a lovit, băieți, deci trebuie să... Trebuie să mă revanșez. Hai, dau eu primul, că... Na, mi-a dat gol și astea. Dați. 20 de flotări, băieți. Hai. Eu o să fac 20 de flotări și acum, hai Robițule, învârte și tu la camera aici. Să moară tata, 1.000.000. 1.000 de lei, 100 de lei. Iar deci Robițu îmi dă 100 de lei. Haideți băi să fac eu flotările acum, Robițule. Cum am toate gagicile, nu mai e luat șeful. Câte? 5. Mamă, e... Tremuroasă, bine? Da, bine. 10. 12. 15. 19. 20, băiți. Băiți, a fost mai greu decât credeam. Nu m-am antrenat de ceva timp și acum Robițule pentru a doua oară în clipul de azi. Dau bani iară. Scoate banul gros. Haide Robițule, hai. Robițu. Robițu vloggerul scoate banii. Hai Robițule, dă banul. Asta am dat 5 milioane. Dă banul în coace, Robițule, hai. Ceați-l, băieți, scoate banul acum. Avem aici 50. 50? Ia, 90 atât. 90, hai, se pune, băieți, 90. Bun, băieți, dacă v-a plăcut, sper că v-a plăcut. L-am avut aici pe Robițu, am filmat, sper că v-a plăcut acest clip. M-am muncit foarte, foarte mult la el. Mersi, Robițu, de apariție. Am dat iarăși bani. Nu uitați să dați un like, mi-a dat bani aici, băiat. Bani pe colaborare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați cu clopoțelul activat, să lăsați 1.000.000 în comentarii. Până atunci ne auzim data viitoare, pa, pa.